Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Am revenit cu etalările care au rămas restante pentru aprilie. De asta dată voi face pentru cei născuți în zodia Capricornului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn, pentru aprilie 2019. Nu uitați că timpul e fluid și chiar dacă etalarea vine, să zic, mai târziu, pe 6 aprilie, teoretic ar trebui să fie valabilă 30, teoretic. Dar, de fapt, realitatea este mult mai flexibilă și ceea ce discutăm acum se poate materializa ori în câteva luni de zile sau poate a început să se materializeze de câteva luni încoace. Am amestecat cărțile, le mai amestec câte un pic în fața dumneavoastră. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn 2019. Aprilie. Am văzut temperanța. Cineva are de-a face ori cu un săgetător, ori trebuie să aștepte într-o situație. În setul acesta de cărți. Dacă nu e vorba de așteptare, este lucrare interioară. Cineva a decis, unii dintre voi, sau planete în Capricorn, v-ați decis să vă curățați chakrele, și să vă conectați la sinele vostru superior, să vă echilibrați emoțiile. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn, aprilie 2019. Am văzut din seria aceasta de cărți, am văzut 7 de băte. Probabil că ori o persoană în semnul focului vă blochează. Și da, e posibil să vă blocheze sau n-ați comunicat suficient de bine pentru că e a doua oară când îmi apare 8 de spade, dar de asta dată într-o poziție oarecum în mișcare, dacă v-ați simțit oarecum într-o stare de stres mental, v-ați concentrat prea mult pe o idee negativă sau nu ați găsit soluții într-o problemă, poate acea comunicare blocată, acum începe să vă eliberați de aceste blocaje. Pentru unii dintre voi am văzut împărăteasa, 10 de cupe, foarte frumos. Unii dintre voi cred că vă întâlniți cu o persoană în semn de apă, pești, drac sau scorpion, cu care, sau dacă nu e semn de apă, nu contează semnul, vă întâlniți cu cineva sau aveți parte de o revelație dacă ați lucrat cu sinele vostru și cu înspre dezvoltarea voastră spirituală, s-ar putea să aveți niște revelații sau o mare bucurie cu cineva. 10 de cupe, mare bucurie. Spuneam că am văzut împărăteasa și ce am mai văzut? Am văzut împărăteasa, sigur. Unii dintre voi, uite și magicianul invers, unii dintre voi vorbiți cu cineva în semnul balanței sau în semnul taurului sau cu o persoană foarte creativă, abundentă, pe care o vedeți ca pe o împărăteasă frumoasă și perfectă pentru voi. Poate unii dintre voi încercați să manifestați abundență, dar trebuie să mai lucrați la această manifestare pentru că magicianul era invers, deci vă mai trebuie cel puțin un instrument, nu aveți toate cele 5 instrumente. Mai amestec încă un pic și aceste cărți. Capricorn, aprilie 2019. Ok. Haideți să punem cărțile, că timpul trece. Nici nu ne dăm seama cum. Deci, trecutul recent, prezentul, viitorul apropiat. Blocaje, susțineri. La fel și aici. Cum am spus, îmi place să schimb felul de în care etalez cărțile periodic. Nu neapărat lunar, dar îmi place să schimb. Cred că sunteți într-o transformare, unii dintre voi. Probabil că nu degeaba v-a apărut temperanța. Așteptarea. Ori așteptați rezultate în privința voastră,
Ori această transformare implică un lucru profund cu niște aspecte ale dumneavoastră din trecut. Trecutul recent. Trecutul recent. Asul de aer, trei de monede și nebunul. De curând ați aflat ceva în legătură cu o colaborare cu un trio la locul de muncă, poate să fie la facultate, trei de monede, sau pentru unii dintre voi care ați fost la astrolog, la tarot, ați aflat de curând ceva ce v-a luminat mintea într-o problemă, într-o situație. Într-un posibil trio la locul de muncă pentru unii dintre voi, și după acel adevăr ați decis să o luați de la zero, să riscați să începeți o nouă etapă, poate profesional vorbind, vă detașați de acest trio, da? Și ca și acest om lucrați la proiectul vostru, la afacerea voastră și de curând ați încercat să manifestați acest nebun. Pentru alții, chiar dacă n-ați fost la tarot, chiar dacă n-ați fost la astrolog, chiar dacă nu ați avut un trio la locul de muncă sau un proiect, de curând v-ați hotărât cu acest as de aer. Probabil că ați studiat îndelung problema ca un adevărat capricorn. V-ați hotărât să vă implicați într-un proiect de creștere interioară, cum am spus mai devreme, sau pur și simplu de creștere financiară, că doar vorbim de monede. Și ați simțit că aveți acest soare în spate, credința și probabil și o energie specifică începutului de primăvară. Poate chiar aveți și un prieten loial care vă susține în acest început, în această nouă direcție. În prezent, ce frumos, aveți soarele, faetonul sau chariot și page of water. Poate, în prezent, aveți o discuție pentru că valeții, în general, reprezintă mesaj. Un mesaj emoționant sau de împăcare sau pur și simplu un mesaj copilăresc, drăgălaș, de la o persoană născută în semnul racului, care va aduce o mare bucurie, o mare trezire. Și poate acest mesaj vă dă atâta energie încât simțiți nevoia să vă manifestați într-un mod foarte copilăresc, unii dintre voi, și nu doar simțiți nevoia să călătoriți. Poate cineva în semnul racului vine spre dumneavoastră și vă aduce o mare bucurie, da? Poate faetonul vine spre soare, da? Poate în legătură cu un copil, pentru unii dintre voi, călătoriți mai aproape de copilul dumneavoastră, pentru cei care aveți un copil la distanță. Pentru alții, pur și simplu, o călătorie. Pentru că faetonul reprezintă racul, mai reprezintă casa. Comunicați cu cineva în semnul apei. Evident, mesajul nu e pentru toată lumea, pentru unii dintre voi. Comunicați cu cineva în semn de apă, rac, pești sau scorpion și acest mesaj vă aduce atâta bucurie pentru că vă dă energia necesară să călătoriți mai aproape de casa dumneavoastră sau să vă luați o casă unii dintre voi.
Pentru un alt grup de capricorni, pur și simplu acest mesaj cu acest semn de apă, repet, va aduce o mare bucurie, poate să fie și o trezire spirituală, că nu degeaba avem și nebunul care vorbește despre credință de curând, da? Am spus mai devreme, are soarele în spate, soarele reprezintă credința și aici iar va apare soarele și am spus mai devreme, unul dintre voi lucrați la dezvoltarea voastră spirituală și e mare lucru și mă bucur pentru că știu că un capricorn când își stabilește o țintă, o atinge mai devreme sau mai târziu. Sunteți ființe foarte profunde și dacă e vorba de transformare interioară, pentru că văd, cel puțin în seria aceasta de cărți, văd moartea și apoi după moarte văd raiul, the death and the heaven. Dacă unii vă transformați, după o perioadă de lungi amânări, lungi sacrificii și chiar secrete, iar apare faetonul, iar apare Cheriot, poate ați avut niște secrete față de un rac, care ar fi vrut să... Da, acest rac, Cheriot, magicianul și împărăteasa ar fi vrut să... și steaua, fantastic, și temperanța. Această persoană ar fi vrut să, sau voi ați fi vrut să manifestați nu, cred că ei. Ei au vrut să manifeste o abundență și o creștere între voi doi. Ei dețin cheia, pentru că avem aici și cheia către această abundență și mai ales către, pentru că este steaua, către vindecarea voastră. Dar, sau poate amândurora, dar din niște motive au existat secrete, luna, da? The moon. Au fost niște secrete. Niște frici, niște secrete, poate au ascuns niște frici interioare. Și unul dintre voi bănuiesc că unii dintre voi, nu vreau să spun anume cine, persoana care se transformă a amânat această transformare pentru că a trebuit să lupte cu o tendință, a avut tendința de a se lăsa în voia soartei acești oameni care acum se transformă. A avut tendința de a se lăsa prea mult în voia soartei. Uneori trebuie să lăsăm lucrurile să curgă într-adevăr, dar acești oameni au lăsat prea mult să curgă pe lângă ei, nu s-au implicat suficient, au ținut secret această oarecum lene spirituală, emoțională și acum, din niște motive, încep să se transforme, au moartea și după moarte apare raiul. Probabil că da, aveți și aici soarele, vă treziți la o nouă viață, la o nouă conștiință a sinelui dumneavoastră. În viitorul apropiat aveți Marea Preoteasă, 4 de cupe invers și valetul de cupe, iar e a doua oară. Probabil această comunicare continuă. Cred că acest semn de apă vă este aproape. Poate ați avut o perioadă în care nu ați comunicat cu ei, pentru că doar a apărut 7 de bâte, v-am spus mai devreme, și asta înseamnă și un blocaj. Blocaj în comunicare, poate au trebuit să se lupte niște situații, în fine, nu comentez acum mai mult. Ideea este că pentru unii dintre voi, dacă în această perioadă, în aprilie, veți experimenta acest soare alături de Cerio, de Faeton, această mare bucurie, ori acasă, ori într-o călătorie, poate să fie călătorie către sinele vostru superior, repet, știu că sunt abstract, dar ăsta e adevărul. După această perioadă vă veți conecta la intuiția voastră într-un mod în care n-ați mai făcut-o. Și veți înțelege cum ați pierdut niște ocazii, dar veți înțelege acum de ce le-ați pierdut, ce ați pierdut, de ce a trebuit să pierdeți. Și este foarte posibil să fie ori într-o relație cu copilul vostru, dacă aveți un copil în semnul apei, în semn de apă, scuzați-mă,
ori într-o relație cu o persoană în semn de apă, cu care comunicați destul de bine, dar da, ați pierdut niște oportunități și în viitor, cu această mare preoteasă, veți înțelege de ce. Veți înțelege de ce. Probabil că toate acestea s-au întâmplat pentru creșterea voastră. Pentru creșterea voastră. Ce vă blochează? Împăratul, 10 de monede invers și steaua. La modul foarte simplist, am putea spune că vă blochează o persoană în semnul berbecului sau al taurului, o persoană în semnul vărsătorului sau familia de care sunteți poate despărțiți din niște motive. Sau o nesiguranță financiară sau lipsa unei stabilități financiare acasă, la modul simplist. Pe de altă parte, ce vă blochează? Cred că pentru unii dintre voi aveți acasă, într-adevăr, o situație instabilă. Este posibil împăratul acasă să reprezinte imaginea unui tată autoritar. Imaginea unui tată autoritar care, din cauza acestor reguli impuse, dezechilibrează atmosfera din casă. Poate acest tată să fie în semnul taului sau al berbecului sau al vărsătorului. Pentru alții, steaua în această poziție a blocajelor reprezintă un proces de vindecare, ori față de familia voastră dezechilibrată, ori față de o persoană autoritară, ori față de niște dogme religioase, ori față de niște restricții financiare. Trebuie să vă vindecați, ei, și procesul acesta durează. Chiar dacă acum poate vă simțiți bine, chiar aveți momente de bucurie, veți mai înțelege în viitorul apropiat anumite lucruri, procesul durează. Haideți să vedem ce apare aici. Ce vă susține? The Spirit of the Child. E a treia oară când vă apare imaginea unui copil. Vă apare și în prezent și în viitorul apropiat, da, valetul de cupe, Page of Cups mai devreme, și spiritul copilului. S-ar putea să fie, dacă nu e un copil al dumneavoastră, s-ar putea să fie copilul vostru interior care dorește să se exprime într-un anume fel. Uitați cum e acest copil călare. Dorește să se râdă, să se bucure din orice, să se bucure de viață. Poate unii dintre voi nu ați reușit să ajungeți, trebuie să vă vindecați, o vindecare profundă. Șase de cupe invers și asul de monede. Șase de cupe normal reprezintă ori o reconciliere, ori un contact cu o persoană, iar semn de apă, pești, rac sau scorpion, din copilărie de care sunteți foarte atașați, sau o relație karmică sau mai bine zis darmică. Mai bine sau mai mult sau mai puțin depinde. Cred că în situația asta este darmică. O relație dintr-o altă viață. Dar vă apare invers.
Asul de monede reprezintă un dar divin. Poate să fie un spor de bani, un bonus la salariu, un cadou, o ofertă deosebită care vă aduce niște beneficii pe lungă durată. Pentru unii poate să fie o relație de lungă durată care să meargă până foarte departe. Această ofertă vine ca un dar divin după un proces de vindecare, după această transformare despre care am vorbit, da, moartea și raiul. Bine, au fost mai multe cărți când am povestit acele aranjamente. Posibil, cineva din copilărie sau dintr-o altă viață anterioară vă ajută și financiar și nu doar, și nu doar, dar vă ajută nu stai să vă ajută să vă eliberați acest spirit al copilului, al copilăriei. Haideți să vedem ce arată aceste cărți. Unii dintre voi ați lăsat în urmă niște confuzii și le... Ia uite, iar apare... Ia uite, fantastic! Iar apare luna, spânzuratul, soarele. Of, e clar. Deci este un proces de transformare. Majoritatea care ascultați această etalare, bănuiesc că treceți prin acest proces de transformare. E a doua oară, sunt curioasă în celelalte de ce cărți apar. E a doua oară când apare 9 de spade, o perioadă în care v-ați făcut griji, poate din niște motive legale, poate în legătură cu o persoană victorioasă, dar în semn de apărac, pești, scorpion, o persoană muncitoare, victorioasă, dar din niște motive, iarăși regina de cupe, din niște motive ați simțit lipsa lor în viața voastră. Ați simțit-o profund, v-ați făcut griji, poate nu doar pentru ei, poate o persoană autoritară în viața voastră care vă mai stresează alături de această separare. Și totuși, în ultima vreme, v-ați trezit, iar aveți soarele. Ori acest copil vă trezește, ori se trezește copilul interior la o nouă viață, după o perioadă de lungi așteptări, de lungi sacrificii și mai ales, vreau neapărat să zic ceva despre această carte, imediat o să zic, așa, în care ați ținut secret niște aspecte, poate niște frici din trecut. Și totuși, ați comunicat, vă doriți comunicarea cu acest semn de apă care vă ajută să vă transformați, așa simt, vă ajută să vă transformați, vă susține în transformarea voastră și să lăsați în spate o perioadă de confuzii, lăsați 8 de cupe, depășiți această stare de confuzie. Deci, cărțile sunt foarte profunde, foarte profunde. Iar apare luna și aici. Iar apare luna și împăratul. Da, 3 de cupe, 3 de monede, 6 de cupe. Cred că ați avut, unii dintre voi ați avut un trio, dar vă doriți să plecați din acest trio. 6 de spade, vă doriți să plecați din acest trio. Poate să fie la locul de muncă, poate să fie cu prietenii, poate unii dintre voi petreceți prea mult cu prietenii. Aveți și 9 de cupe. Unii dintre voi poate aveți tendința să beți, să deveniți așa mai indulgenți cu voi înșivă. Dar cu acest împărat, cred că unii dintre voi vă regăsiți controlul. Împăratul acesta comunică la distanță cu o persoană echilibrată financiar, de o abundență financiară deosebită, 9 de monede, este o persoană similară împărătesei, independentă, cu multe reușite și comunicați cu această persoană la distanță. Unii dintre voi comunicați niște secrete.
cu ei. Cu ei cred că aveți încrederea să vorbiți anumite secrete din viața voastră. Poate să vorbiți împăratul. Poate că voi în fața unora păreți un împărat, un om în control. Împăratul poate să fie nu doar berbec sau taur, poate să fie și un capricorn foarte ușor. Așadar, care totuși are niște momente de slăbiciune, are niște slăbiciuni pe care doar în fața cuiva este în stare să le comunice. De obicei le ține secret. Și comunicând, găsește soluții, găsește asul de spade într-o situație. Unii dintre voi poate chiar v-ați simțit părăsit, poate această comunicare cu această persoană foarte apropiată a fost întreruptă o perioadă, dar și-ați simțit profund această separare. Dar și această lipsă de comunicare va ajuta să vă transformați. Să nu uităm că spânzuratul reprezintă întârzieri de situații, amânări. Și de ce se întâmplă asta? Aș vrea să împărtășesc cu voi niște înțelesuri profunde ale acestei cărți. De ce se întâmplă să ni se amâne fericirea sau abundența sau pur și simplu vindecarea? Pentru că trebuie să înțelegem. Și nu doar să înțelegem, și înțelegerea nu vine chiar atât de ușor, vine în timp. Și nu doar să înțelegem, trebuie să ne redescoperim, pentru că majoritatea, fără să mai comentăm, majoritatea suntem rezultatul proiecțiilor familiilor noastre, a societății și a dogmelor în care am fost crescuți. Și acum este o perioadă în care toți ne transformăm, ne trezim la copilul interior, la soarele nostru interior, la sinele nostru superior, marea preoteasă, da? Și încercăm să manifestăm vindecarea, să manifestăm autocontrolul, dar un autocontrol care permite spiritului să strălucească, nu-l ține în chingi, în dogme și în restricții. Eu cred, așa cum văd cărțile, că acum se produce schimbarea, sau măcar câțiva pași în această schimbare, în această transformare. Aș vrea să văd ce cărți de oracole apar pentru dumneavoastră, Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn. Suport. Interesant. Flowers, yoga. Ce frumos. Da? Trust. Sensitivity. Spiritual teacher. Music. Foarte frumos. Deci, dragii mei capricorni, știu că unii sunteți foarte sensibili. Știu, sigur. Aveți susținere. Susținerea îngerilor și a prietenilor. Unor prieteni foarte sinceri. Foarte profund, da? Cum e acest cățel, da? Lângă nebun, este un prieten sincer care vă susține. Și dacă nu aveți, nu vă aduceți aminte de o persoană anume, să nu uitați că mai sunt îngerii protectori. Deci sunteți susținuți. Să nu uitați că trebuie cazul să faceți yoga, că doar ați avut temperanță, da? Unii dintre voi să vă curățați chakrele. Și ce înseamnă asta? Dacă unii aveți adicții, lucrați cu aceste adicții. A venit primăvara. Conectați-vă la pământ, la Gaia, la mama pământ, la flori, la tot ce reprezintă natură. Meditați asupra acestor aspecte. Aveți încredere. Aveți încredere și că aveți un spiritual teacher în apropiere, un profesor spiritual. Poate să fie această persoană cu care comunicați, da? Despre care am încercat să spun mai devreme, și nu uitați să aveți încredere în sensibilitatea voastră, în intuiție, că doar vă apare Marea Preoteasă în viitorul apropiat. Dacă ați fost crescuți într-un mod foarte pragmatic, logic, ateu chiar, e clar că unii dintre voi sau dintre cunoștințele voastre în Capricorn sunt chemați să se conecteze, să aibă încredere în sensitivitatea lor, în sensibilitatea lor, în intuiție. Și să nu uităm că aveți un spiritual teacher. Foarte frumoase cărțile. 20 de minute. O să încerc să, pe scurt, să fac și o citire de dragoste. Majoritatea vreți așa ceva. Știu
că poate unii dintre voi vreți răspunsuri în legătură cu serviciu, dar această citire am simțit-o mult mai profund. Simt că unii dintre voi, da, că nu degeaba v-a apărut moartea de 2 ori, da, luna, cred că de vreo 3, n-am stat să număr, da, luna. Regele, regina de cupe, faetonul, comunicarea, valetul de cupe, iar comunicarea într-un mod sensibil cu cineva care vă aduce atâta delicatețe și sensibilitate pe care nu o găsiți oriunde. Chiar dacă aveți acei 3 de cupe într-un trecut, da? 3 de cupe cu 3 de monede, da? Prieten, așa zici, prieteni. Prietenii adevărat sunt destul de puțini și aceea trebuie să-i selectăm cu grijă și să-i păstrăm alături de noi cu gratitudine pentru că sunt trimiși de Dumnezeu în calea noastră. Oricum, cu soarele, evident că poate să fie și un spor financiar, că doar va apărea și asul de monede, dar eu sunt mult mai, iar apare luna, sunt mult mai interesată să descoper alte aspecte, nu doar cele materiale, cele 3D. Așa, am spus că facem o citire scurtă de dragoste. Capricorn, dragoste, soare, luna, Venus, ascendent în Capricorn. Cum vedeți voi persoana de care vă simțiți atât de apropiați, atrași, pe care o iubiți? Capricorn, soarele meu, Venus, ascendent în Capricorn. Aprilie 2019. Interesant. Au picat mai multe cărți. Aș fi vrut doar 3, dar așa au picat. Asta e. Și cum vă vede persoana dragă sau în fine de care sunteți interesați? Cum vă văd ei pe dumneavoastră? Da. Deci, Capricornii. Teoretic, aici ar trebui să fie. Cum vedeți voi persoana dragă? Și apoi cum vă văd ei pe voi? Deci, puteți să inversați pozițiile. Oricum, aveți Regele de spade, 6 de monede, 7 de monede și în spate 7 de cupe și apoi Marele Preot și Asul de spade. Îi vedeți ca pe niște oameni foarte corecți. Aveți aici ca și semn de aer gemeni, vărsător sau balanță, balanță de 2 ori. Aveți Taur de 2 ori. Și mai aveți un semn de apă, dar nu contează semnele. Deci îi vedeți drepți, corecți, îi vedeți echilibrați,
și financiar și emoțional și simțiți că oamenii aceștia vă oferă un ajutor pe care nu oricine îl poate oferi. Au și generozitatea și puterea financiară să vă susțină. Pe de altă parte, această persoană a avut și are în continuare răbdare cu dumneavoastră. Are răbdare să vă limpeziți mintea cu 7 de cupe, că doar v-a apărut a doua oară. Unii dintre voi ați fost confuzi, ați avut multe opțiuni, poate v-ați gândit la multe persoane și această persoană are o stabilitate deosebită și răbdare să vă aștepte să vă hotărâți, să luați opțiunea, să alegeți cea mai bună opțiune pentru dumneavoastră, eventual să-i alegeți pe ei, pentru unii dintre voi. Au investit foarte mult în legătură cu dumneavoastră, foarte mult, și așteaptă. Însă, așteaptă ca și voi să vă hotărâți ca apoi să continue dezvoltarea relației. Există un potențial pentru o relație de lungă durată, o relație serioasă care se poate finaliza cu un contract, că e la locul de muncă, că e în căsătorie, într-o relație. Există această posibilitate cu marele preot și cu și cu regele de spade, ideea de oficializare de lucruri legale, de contracte și cu asul de spade, da? Dar trebuie să descoperiți dumneavoastră adevărul interior. Am senzația că aceste cărți au apărut în grupuri de câte două, cartea din spate va reprezenta pe voi, da? Unii dintre voi. Așa simt. Oricum există, voi vedeți în ei un potențial de lungă durată. Poate vă echilibrează, vă inspiră, poate să fie acest spiritual cicer care va apărut mai devreme. Dacă unii dintre voi vă hotărâți să țineți post, să mergeți la biserică, poate găsiți un preot, o persoană de autoritate care să vă ofere un sfat foarte important. Un sfat foarte important. Poate aceasta este persoana prin care veți ajunge la acest preot sau la această persoană, sau poate chiar ei înșiși au această autoritate căpătată prin experiență, printr-o minte logică și printr-o abundență financiară pe care o împărtășesc cu voi. Cum vă văd ei pe voi? A, cum îi mai vedeți voi? Se pregătesc să călătorească înspre dumneavoastră, 6 de spade, sau să călătorească într-o zonă în care vor avea parte de o mare bucurie, bucurie emoțională și au o mare pasiune pentru această călătorie. Poate că îi vedeți ca pe o persoană foarte pasională să-și exprime emoțiile. Cum vă văd ei? Aveți regele de bâte pe orizontal, 10 de monede pe orizontal. Marea preoteasă, 6 de spade, 3 de bâte invers. Voi amânați niște lucruri. Repet, chiar dacă poate să sune cam plictisitor, cred că sunteți într-un proces de transformare, de trezire, în care ați stat într-o. Iar aveți 7 de cupe și 7 de spade. V-ați mințit pe voi înși vă în legătură cu niște oportunități, așa zise oportunități, că erau persoane, că erau activități care v-au distras atenția de la drumul vostru. Ei vă văd pe voi că vă mințiți pe voi înșivă, că aveți o strategie
care nu va duce beneficii emoționale, ci mai mult confuzie. Regele de bâte, în această poziție, nu reprezintă o persoană de autoritate, este o persoană pasională, dar deja decade din poziția de rege. Poate unii dintre voi aveți tendința să unii, nu toată lumea. Evident că acest mesaj este pentru un grup dintre voi. Unii dintre voi aveți tendința să vă exprimați pasiunea mult prea ușor cu oricine și din acest motiv aveți și 10 de monede într-o poziție oarecum de dezechilibru. Nu vă puteți manifesta echilibru financiar, material, emoțional. Sunteți deconectați de la intuiția voastră, nu puteți să călătoriți către cineva care s-a cam săturat să vă aștepte. Pe de altă parte, ar mai fi altă variantă. Altă variantă. Niște probleme financiare acasă, în căsnicie sau pur și simplu acasă, în familia voastră, cu părinții, cu surorile, vă afectează încrederea în voi înși vă. Vă afectează încrederea în voi înși vă și puterea de a acționa, de a lua decizii într-un mod ferm. Da, aveți și 7 de cupe și 7 de două ori aveți și 7 de spade. Și parcă nu puteți să vă detașați de niște lucruri. 6 de spade invers, nu puteți să călătoriți. Încă stați în aceste ape tulburi. Unii dintre voi sunteți văzuți de ca și când voi nu aveți perspectivă în viitor. Nu. Deci partenerul așa vă vede, partenera. Vede că nu aveți încredere în voi înși vă. Așa simt. Așa simt. Deci aici citesc cum vă vede partenerul. Ați vrea să spuneți niște secrete. Ați vrea, dar n-aveți curajul. Da? Ați încerca o strategie, dar rămâne de văzut dacă merge. Da? Dar sunteți într-o stare de dezechilibru financiar, emoțional, interior. Repet, puteți depăși această stare dacă rămâneți în legătură cu această persoană destul de stabilă și logică și abundentă, sau măcar stabilă, că abundența înseamnă mult, nu doar bogăție financiară, da? Această persoană, dacă nu este persoană foarte înțeleaptă și religioasă, vă poate conecta la un preot, la o persoană de autoritate, un spiritual teacher, un profesor spiritual care să vă lumineze. Deci, dragii mei, așa văd eu cărțile acum. Sper să rezoneze cu unii dintre voi. Nu uitați că citirile sunt colective, că puteți inversa situațiile și că mesajele vin pentru anumite grupuri, uneori chiar și pentru o persoană. Și mai presus de toate, că doar sunteți într-un moment de transformare, nu uitați că mai presus de echilibru financiar este echilibru interior. Și asta se capătă printr-un lucru cu sinele vostru și prin chiar conectare, discuție cu un profesor spiritual. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală și vă iubesc numai bine. La revedere!